Bun găsit, stimați telespectatori! Gheorghe Munteanu vă invită și astăzi timp de aproape o oră în cadrul emisiunii Puterea Exemplului. Emisiune care se difuzează doar la Nord-Vest TV. Astăzi ne-am deplasat în comuna Agriș și îl am lângă mine pe primarul acestei comune, domnul Sabo Elec. Domnule primar, bună ziua și... Bine ați venit la noi! Bine ne-am reîntâlnit! Așa este. După o perioadă mai lungă, iată că domnul primar s-a reîntors în primărie. Ați avut mai multe mandate înainte de 2016. Ei bine, această perioadă cred că undeva v-a prins și bine, pentru că ați mai regândit niște lucruri. Și o să începem cu lucrurile pe care le-ați realizat și care trebuie să le realizați pe viitor. Pentru că astăzi, începând de astăzi, primarul comunei Agriș are mult de lucru. Da, așa este. Deja este prima zi când am intrat, cum se zice pe limba populară, am intrat în pită și deja am și mulți oameni care doresc să stea de vorbă cu mine. Prima dată am avut o întâlnire cu personalul actual aici și am discutat problemele urgente, zilnice și toate problemele ce sunt în primărie. În primul rând, noi avem o relație mai veche, mai îndelungată cu domnul Munteanu și cu această ocazie vă spun un bine ați venit aici la noi din nou. Bine, v-ați reîntors la noi. Eu am avut trei mandate executate în comuna Agriș, la primăria sau la funcția de primar. Trebuie să știm sau să repetăm anumite informații pe care nu știe toată lumea. Să le reamintim. Le reamintim. Comuna Agriș este o comună nouă, reînființată și eu am fost care am intervenit la reînființare sau am asistat la reînființare, până am câștigat alegerile și am avut trei mandate consecutive și după al treilea mandat am avut și foarte multe investiții și investiții executate, lucrări edilitare, gospodărești și am avut foarte frumoase rezultate. Și după 2016 a fost o pauză unde deci atunci n-am câștigat alegerile și am făcut o pauză de 4 ani. Și acum am revenit, am reîntors, am reușit să câștig mandatul din anul acesta 2020. Și iacă suntem la deci prezența aici la primărie și putem discuta. Domnule primar, haideți să ne întoarcem la proiectele pe care le-ați avut și care sunt în curs de, să zic așa, de executare. Deci, ca să reamintim noi proiectele executate de la reînființarea comunei, sunt edilitare, dar au mers pe mai multe linii. Ne luăm pe rând așa. Eu am gândit așa să meargă fiecare compartiment sau linie de viață să meargă paralel. De exemplu, mă gândesc aici la școală, mă gândesc la viața sportivă, până la viața oamenilor cu proiecte publice care ajută viața oamenilor. Și, harul Dumnezeu, am reușit să realizăm mai multe proiecte. Am reușit să realizăm, am introdus apa potabilă în comuna Agriș, apă centralizată, cu gospodărie de apă. Pormă am reușit după aia introducerea canalizarea și stația de epurare. Este un rezultat foarte mare în viața agrișenilor, pentru că în județul Satu Mare nu multe comune pot să se mândrească cu aceste investiții. Pe lângă aceste lucruri... Dar toate aceste lucruri despre care le povestiți
sunt introduse, de fapt, fac parte din infrastructura comunei. Exact, exact. Fac parte din infrastructura comunei, pentru că fără în zilele astea, în secolul 21, nu mai poți trăi fără apă centralizată, fără apă uzată, ca să poți scăpa de el. Și nu poți trăi nici fără drumuri bune, pentru că am lucrat și la aceste investiții, deci am asfaltat drumurile comunale. Comuna este străbătută de o stradă principală, cum s-a zice, drum național, în Ciupercen, 5 km, urmă Agrișul este străbătut de drumul județean 194B și aici mai avem de făcut, de realizat niște lucrări de modernizare, pentru că drumul, acest drum județean nu a fost executat mai necesită la o dimensiune potrivită, este destul de îngust și cu ajutorul domnului președinte a Consiliului Județean ne-a promis că este făcut un proiect european. Documentația este gata și acum ar trebui să intre la finanțare. Și atunci asta constă în modernizare, deci a lărgi acest drum ca să poată două mașini trece unul lângă altul în comod și fără să-l ducă oglinda sau să se ciocnească. Pe lângă aceste investiții, mai avem și alte investiții. Cum v-am spus că și ne-am gândit și la viața sportivă a comunei și atunci aici am executat un teren de fotbal cu, deci un teren de fotbal modern cu construcție, cu mijloc de a putea face baie, deci se poate spăla ustensilele sportive, deci avem un obiectiv de sport foarte modern. Dar aveți și echipă din câte știu eu. Avem și echipă, dar acum cu pandemia, cam mai rar, nu știu dacă s-au înscris în campionat, nu știu dacă se execută meciurile, deci acum este cam restrâns un pic, dar o avem investiția și ne mândrim cu aceste lucruri, pentru că sunt oameni care ne invidiază pentru această realizare. Pe lângă aceste realizări, am mai executat niște investiții și în viață școlară. Am modernizat școala din Agriș. S-a extins, s-a mai ridicat un etaj peste parter și acum avem spațiul necesar pentru elevii. Da, că eu mi-am amintesc că acum 4 ani școala era în acest bloc. Da, da. Deci, și erau cam înghesuiți. Și noi eram aici înghesuiți, aveam numai parterul, unde aveam 4-5 birouri și de multe ori foloseam și căminul cultural. Dar acum, modernizând școala din Agriș, au plecat clasele de aici, de școala de la etajul primăriei și acum noi am preluat aceste spații și acum sunt birouri și în asta și acum ne putem desfășura activitatea în mod normal. Da, asta am observat și îi spuneam și colegul, zic, mă, s-a mai extins la primăria Agriș, că erau mai acolo jos înghesuiți și era cam incomod. În schimb, acest lucru este meritul doamnei primar, fostei primăriță, care a modernizat partea de sus aici și a făcut niște birouri comode pentru angajate, pentru fetele de la, lucrătorile de la primărie. Investițiile pe care, sau proiectele pe care le-ați avut dumneavoastră înainte de acum 4 ani, și proiectele au avut o continuitate? Da, sau sigur. Undeva, sau...
sigur că a avut o continuitate și am mai avut și alte proiecte pe care nu le-am putut realiza, dar eu acum revenind la conducerea comunei, eu vreau să îndeplinesc și pe astea, vreau să-l pun la deci vreau să-l pun în executare. Este vorba de un teren de sport, nu numai teren, sala de sport. Sala de sport, da. În curtea școlii pe care l-am modernizat și am zis că ar fi bun acest lucru pentru că acolo se mai pot face și alte activități și culturale, și școlare, și sportivă. Numai că atunci, momentan, eu n-am găsit finanțare și atunci l-am pus deoparte și am văzut că doamna primar nici ea n-a găsit finanțare, dar a făcut altceva, a făcut un teren de sport cu iarbă artificială. Deși mă gândesc că mai rămâne spațiu acolo ca să pot realiza și sala de sport, pentru că pe timp de iarnă și pe timp rece, timpul rece este bine. Da, o sală de sport, dacă vorbim despre o sală de sport, aici e vorba de niște investiții, nu numai, e vorba de un proiect probabil că. Da, este vorba de un proiect și am înțeles că acum, în perioada asta, se pot găsi finanțări, se poate finanța, numai că trebuie făcut proiectul și înaintat pentru finanțare și dacă avem noroc, poate și se poate primi și finanțare. Da, apropo de școală, ți-am amintit de școală și nu pot să nu vă mai întreb. O să mergem și o să vedem și școala, o să vedem și ați amintit de asemenea de stația de epurare, că așa cum ați și spus, puține comune din județ au o stație de epurare. Da, așa este. Nu numai că stația de epurare nu au, dar n-au nici canalizare, pentru că am înțeles că în județ se desfășoară un master plan și comunele care stau în jurul municipiului se execută lucrările de canalizare și centralizat și care se varsă în stația de epurare al municipiului, satul mare. Și bineînțeles că singurul operator regional este APA Servul și atunci noi am fost nevoiți să predăm acestei firme și dăm și v-am încadrat în master plan. Deci noi nu cu master planul am făcut, noi am făcut cu APA Servul. Nu cu APA Servul, noi am făcut primăria, am lucrat eu la acest proiect și am găsit finanțare și am avut un noroc extraordinar de mare. Finanțare de la FARE CES 2005 și sigur că a primit finanțare regiunea Nord-Vest și vă dați seama ce noroc am avut. Din regiune face parte 5 sau 6 județe cu comunele lor și am primit 3,5 milioane de euro, din care eu am primit 1 milion de euro. Deci am avut un noroc fantastic pentru că proiectul meu a fost cel mai... Deci era un proiect și mare, și consolidat, și reușit, și mi-au zis ăia de acolo, dacă mai reușești să depui niște acte în completare, atunci s-ar putea să ajungă la finanțare. Și am și reușit să depun. Și așa că, uite, din acești bani puțin ce a primit regiunea Nord-Vest, am reușit să realizez această finanțare, deci această lucrare mare, care ne-a costat 1 milion de euro în cap. Ne întoarcem la infrastructură, domnule primar, și aici ați făcut și mandatele dumneavoastră, ați făcut multe lucruri, ați spus că aveți și canalizare, ați spus lucruri la punct, dar ce v-a mai rămas? Că Agriș, comuna trebuie să se dezvolte până la urmă. Așa este și sigur că sunt multe de făcut încă în comuna Agriș, nu degeaba este o comună tânără, dar era și cu multe lipsuri. Acum, cel mai important lucru este să se asfalteze străzile, rețelele stradale și noi ne-am gândit și la rețelele stradale din câmp, care este numai de pământ. Și atunci, dacă am reușit să
punem și un pic de piatră pe ele, nu ar mai fi așa cu gropi și sunt practicabile și circul. Se poate circula și oamenii din câmp mai bine pot recolta cerealele și... deci, o să fie niște drumuri accesibile până la urmă. Exact, exact, exact. Asta este. Și acum procedura asta încă nu s-a terminat, tot timpul este de reparat ceva, s-au modernizat ceva, încă n-am terminat procedura de asfaltare sau modernizarea drumurilor, rețelele comunale. Mai am niște proiecte pentru drumuri comunale, drumuri vicinale, cum stau de... Eu am pregătit proiectul și nu s-a găsit finanțare și acum eu vreau să mai reactualizez aceste proiecte și iară să depun pentru finanțare și poate că am noroc că una sau două din ele, am cinci din asemenea proiecte, să pot finanța una sau două drumuri din acest, din această categorie. Și câte sumează proiectele astea? Cam așa valoare? Sunt de valoare mare, dar am înțeles că dacă primesc finanțare din bani europeni, am putea să ne încadrăm. Deci nu e așa, nu știu ce, 2 miliarde de lei. De poate că și de, în total, e poate și euro, dar... 2 miliarde de euro? Sau 2 milioane de euro, dar sigur că, eu știu, acum s-a depășit această sumă. Poate că dacă reactualizăm devizul general, poate devine, este mai... e o valoare mai mare. Deci o vedea, încă nu știu unde o să ajungem, dar aș dori să obțin o finanțare așa pentru comuna mea. Pe proiectele noastre, să zicem așa, guvernamentale, v-ați axat PNDL 1, PNDL 2, am auzit că va fi și PNDL 3. Da. Și aceștia sunt niște bani care... Da, sigur, absolut, absolut. Eu am accesat un proiect, chiar școala, pe care am povestit adineaur, că am modernizat-o, asta era pe PNDL. Doamna primar a mai reușit să, tot la școală, din, o școală din Agrișunou, dacă o să ne deplasăm, o să vă arăt, era o școală veche și a trebuit să se modernizeze și să se facă o clădire nouă, modernă, și a accesat pe PNDL și este în curs de realizare. Numai că acum vine frigul și cred că trebuie suspendată activitatea, dar la anul o să reluăm. Deci se va rezolva și școala din Agrișunou și eu mai am un proiect la Ciuperceni și acolo este o școală de modă veche, de 100 de ani, vechi, dar eu deja am lucrat acolo și am făcut grupurile sociale moderne acolo în spate, dar acum ar necesita să modernizăm clădirea. Și eu sunt de principiu că nu trebuie lăsate clădirile, mai ales școlile, pentru că avem nevoie, dacă se închid școlile și se concentrează la orașe mai mărișoare sau chiar la municipiu, satul mare, atunci eu zic că rămânem săraci. Deci unde se închide școala într-o localitate, chiar că părerea mea este că am închis și activitatea, da, se închide și viața. Practic activitatea se închide fără copii la școală. Exact, exact. Ce ar însemna? No, și pentru asta eu am planuri și vreau să realizez, să fie școlile moderne, să nu spună părinții copiilor că de-aia am luat copilul și l-am dus la Livada sau la Botis sau la Satul Mare, pentru că aici voi n-aveți... N-am creat condiții, da. Și să nu fie problema asta. Și acum intenționez să... am lăsat un studiu de fezabilitate pentru modernizarea școlii din Ciuperceni, dar încă n-am reușit să... Deci am lipsit 4 ani, dar acum eu intenționez să... pe careva linie de PNDL o să obțin finanțare. Doresc să obțin finanțare. Da, ați spus că ați lipsit 4 ani și vreau să vă întreb cum i-ați simțit acești 4 ani? Lipsă de activitate atâția ani fiind în administrația publică locală, vă dați seama? Desigur că mi-a lipsit activitatea, pentru că
eu am zis că vreau să sacrific, să-mi sacrific viața pentru administrația publică și pentru bunăstarea oamenilor. Deci realizând investiții publice pe care, deci care ajută viața oamenilor. Eu așa am zis că vreau să mă sacrific pentru așa ceva și acum de-aia și era o motivație pentru mine ca să mă reîntorc în administrație publică și am depus candidatura și cu succes. Am venit cu forțe, nu așa? Cu forțe, noi vreau să spun poate că... Poate și cu gânduri mai noi. Și cu gânduri mai noi și bineînțeles că sunt alte necesități, cerințe de la viață, mai ales că vedeți și dumneavoastră că suntem în pandemie și această boală schimbă foarte mult viața oamenilor și obiceiurile de trai și o să vedem acum cum o să reușim să facem viața mai bună și să fie cu folos. Câte sate aveți aparținătoare? Deci centrul de comună este Acrișu și pe lângă Acrișu ăsta avem două sate, Ciupiacenu și Acrișu Nou. Acrișu Nou încă n-a obținut statutul de localitate, deci figurează normal la noi ca și o stradă, strada Acrișu Nou, dar efectiv este copt pentru a deveni o localitate. Deci eu acum o să lucrez și pe această linie ca să obțină Acrișu Nou statutul de localitate. Pentru că școală are, biserică are, drumuri are, infrastructură, curent electric, apă, canalizare are, deci nu văd de ce să nu poată deveni și el o localitate care ar fi aparținător Acrișului. A contat mai mult comuna Agriș, din câte știu, sau, da, așa, am văzut și stând acolo, are, cred că, una dintre cele mai vechi comune din partea asta roasă, nord-vest. Da, așa este. Nu de mult a sărbătorit Agrișul vârsta de 800 de ani. Da, deci, acum 804. Deci acum o să... Bine, acum noi nu o să mai ajungem 900 de ani sau chiar 1000 de ani, dar este o localitate destul de veche. Am găsit în inscrisuri înregistrată localitatea Agriș, unde era... El era comună sine stătătoare și în administrația asta rusească, după al doilea război mondial a fost desfințat și a fost în 69 recreat o comună nouă și a fost atașat la botiz, pentru că mă gândesc că erau niște cerințe să ai o anumită populație și... La botiz câți ani a fost atașată? Ca mulți? Din 69 până în 2004. În 2004, atunci când s-a creat... Deci când s-a dat hotărâre de guvern pentru a se reînființa Agrișul din nou și bineînțeles că noi am atașat și Ciuperceniu, pentru că Ciuperceniu nu a fost niciodată, nu aparținea de Agriș, dar cerințele, condițiile de înființare era că trebuie să ai peste 1500 de populație. Și acum, harul Dumnezeu, suntem înființați și am pornit pe un drum bun spre dezvoltare și cred că dacă ne mișcăm bine, atunci putem modifica condițiile de trai și de viață în Agriș. Agriș, am putea să considerăm că este o comună așa, multinațională, dacă și per gene. Da, vreau să vă amintesc cum este compoziția. În majoritate, deci, domină populația maghiară, cam în jur de 70% sunt maghiari. În Ciuperceni, satul Ciuperceni, acolo avem trei feluri de locuitori, deci de etnii. Este cea română, o treime din populația Ciupercenului, o treime sunt români, o treime sunt ucraineni și o treime sunt maghiari. Iar Acrișul Nou este totalmente români, pentru că această localitate era cândva, așa și se spune pe limba maghiară, că este o colonie
Deci au fost colonizați după primul război mondial niște cetățeni din Maramureș și aia s-au stabilit aici și acum s-au mulțit și este o populație stabilă cam în jur de 360 de populație, deci de, la număr, și acolo sunt majoritatea români, mai sunt și niște ucraineni tot veniți din Maramureș. Probabil că acolo a fost un pic traiul mai greu în zona montană și au dorit. S-au așezat cu traiul. Și au venit aici și au văzut că e mai ușor de trăit și avem aici și ucraineni. Deci, dar trăim în pace. Am reușit să ne conformim și după religie. Avem și după religie și după tradiție, pentru și că după religie și după, și respectăm tradițiile fiecăruia. Nu avem probleme de asta etnice. Avem în fiecare sat, avem de exemplu în Ciuperceni avem 6 biserici, 6 confesiuni, avem biserica ortodoxă, biserica greco-catolică, biserica romano-catolică, biserica reformată și biserica și penticostală. Mai sunt și de alte etnii, dar nu sunt așa de mulți ca să poată construi o biserică. Dar și biserica din chiar de aici, din Agriș, avem un monument istoric. Este un monument istoric, deci, am înțeles. Și ăsta are în jur de 450 de ani, dar arată foarte bine, construit din piatră. Întreținut așa în condiții bune, este ca și o cutie de bijuterie. Deci dacă o să aveți ocazia să-l vizitați, eu vă propun să vizităm, pentru că este o biserică foarte frumoasă, simplă, deci neoprotestantă. În Agrișul Nou este o biserică neoprotestantă penticostală, iar încă n-am reușit să construim biserică ortodoxă, pentru că este dorința de a se construi o biserică ortodoxă. Deocamdată se ține slujba într-o capelă mortuară, dar este în apropiere, în satul Micula, acolo se ține slujba, acolo este biserica ortodoxă, dar intenționăm și noi să prin tot un proiect sau prin grija credincioșilor să construim o biserică ortodoxă. Da, acum, domnule primar, ați revenit cu bine, ați câștigat alegerile și în câteva cuvinte planurile pe viitor și după aia o să mergem să vedem și pe teren alte lucruri. Da, avem planuri, unele măsuri deja am și spus din aceste planuri, dar cel mai important lucru pe care eu consider că trebuie să facem este... Ce-l doare cel mai mult pe primar? Ce? Îl doare pe primar foarte mult pentru că nu este făcut planul urbanistic general, care, de la care depinde dezvoltarea comunei. Deci, PU, îi zicem noi așa prescurtat, noi am lăsat, când mi s-a expirat mandatul, am lăsat pe masa primarului o documentație pentru PUG nou, deci să se lanseze mai departe și să obțină toate avizele. Nu știu din ce cauză nu s-a putut, sau fost niște neînțelegeri cu doamna primar și nu știu dacă, nu pot să spun că încă n-am ajuns pe acolo să verific în ce stare este, dar nu a mers mai departe, nu s-au obținut avizele și nu avem un PUG valabil. Deci eu consider că acest lucru trebuie să-l rezolv, pentru că vreau să se dezvoltă Agrișul, dar nu se poate, în condițiile în care nu se poate construi, cum să-l dezvolți? Nu poți ajuta tinerii ca să construiască pe terenurile lor. Noi nu avem condiții ca să acordăm niște terenuri de locuit. Așa că suntem nevoiți ca să introducem niște terenuri în Intravilan, să prelungim niște străzi și cu toate utilitățile să-l putem, pe urmă, executa și extinderile de lucrări autoutilitare. Păi, aici, după părerea mea, multă înseamnă și colaborarea, pentru că aveți un consiliu, consilieri și care luau ședințe când se aprobă un proiect, să nu fie divergență. Asta mă refer.
Acum, în mandatul acesta, chiar ieri am fost investit în funcție și asta am ținut o mică convorbire cu ei și am rugat ca să sprijine activitatea primarului, dar avem o majoritate confortabilă și eu sper că nu o să fie. Dar e în folosul comunității, până la urmă. Absolut, absolut, în folosul comunității și sper că o să mă sprijinească și în vederea obținerii pugului nou și pot veni investitorii. Tot m-am întrebat că pot să vin să investesc la voi în comună, pentru că terenurile sunt destul de ieftine și sunt bune pentru a realiza niște investiții, locuri de muncă noi și așa mai departe, dar zice, dacă nu pot să construiesc pentru că n-ai cum să fac? Pentru că în Extravina nu se poate construi. Da, domnule primar, haideți să mergem să vedem. Dar mai vreau să vă spun de o investiție de importanță mare, introducerea gazului natural. Asta e o problemă de ani de zile. Inițiativa a făcut doamna primar, ea deja a început activitățile, a făcut un ADI în acest sens pentru a realiza, pentru că finanțarea se dă la 2000 de gospodării și noi nu avem atât așa mare. Am înțeles. Asta și ne-am asociat comuna Lazur, comuna Micula, Agrișu, Turul Lungu, Porumbești, Halmeu. Da, da. Și acum deja a întrerupt acum alegerile, dar am primit deja studiul de fezabilitate pe care vrem să depunem acum la sfârșitul decembrie, va fi o finanțare și să putem obține. Deci am studiul de fezabilitate pentru introducerea gazului și sperăm că și asta va fi o investiție de mare importanță și, bineînțeles, și pentru investitori care vor să investească în ăsta. De exemplu, funcționează aici un depozit de cereale care, când culege cerealele, trebuie uscat, că nu poți aduce totdeauna la stas și are nevoie de un uscător care funcționează cel mai ieftin cu gaz. Domnule primar, am ieșit un pic, așa cum spuneam, o să mergem pe teren să vedem. Suntem în curtea unei biserici, unui monument istoric și v-aș vrea să ne spuneți despre ce este vorba. Este vorba de biserica noastră din satul Agriș, biserica reformată, care este un monument istoric, vechi de în jur de 450 de ani. Este construit din piatră și bineînțeles că a fost cândva la înființare biserică romano-catolică, dar cu timpul a devenit biserică reformată. Este o biserică foarte frumoasă, simplă, cochetă, este ca o cutie de bijuterie. Și acum vă invit să intrăm în biserică și să-l vedeți și dumneavoastră despre ce este vorba. Am văzut, aveți niște plăci comemorative. Da, avem trei plăci comemorative cu eroii comemorați și căzuți în cele două războaie mondiale. Domnule primar, iată în interiorul bisericii, așa cum spunea dumneavoastră, este o biserică cochetă. Și câți în oraș are? Pentru că văd că e destul de aranjată. Da, este o biserică frumoasă. Avem cam în jur de 750 de enoriași, deci credincioși, care umblă aici la rugăciune. Biserica a fost modernizată nu de mult, a fost înnoită orga din biserică și este altfel se cântă în biserică dacă este condus după un instrument bisericesc, cum e orga asta. O biserică ca un, să zic așa, monument istoric, o biserică unde vin în orașe și se roagă, primăria cum ajută cultele?
Noi ajutăm fiecare confesiune, deci avem votat de Consiliul Local o sumă pe care poate sacrifica sau poate acorda cultelor și așa a beneficiat și acest cult de banii de ajutorul primăriei. Sunt situații când unele biserici se renovează și atunci alea vin ajutate mai, cu o sumă mai respectoasă și mai mare. Exact acum se face renovarea Bisericii Greco-Catolice din Ciuperceni și acolo intenționăm să ajutăm biserica și să sperăm să recapete construcția aia frumoasă pe care a avut-o înainte. Să mergem și la alte obiective atunci. Da. Doamna primar, am ajuns și la școală. Suntem în, chiar aici în spatele nostru, un bust. Despre ce e vorba? Este vorba de lingvistul maghiar, Gyuri Balint, care a făurit dicționarul limbii maghiare și este născut, este fiul satului și noi am dorit să, pentru comemorarea lui, să ridicăm în memoria lui o statuie pe care în fiecare an, în februarie, depunem coroane. Școala și când am amplasat această statuie, am zis că cel mai potrivit este în curtea școlii, pentru că, în esență, și dânsul era cadru didactic, era profesor, lucra la facultatea din Debrecen, a terminat facultatea la Cluj, la, zicem, Babeș-Bolyai și, pe urmă, a ajuns la Debrecen și acolo este un monumentat. Acest lucru se înscrie în istoria comunei. Da, se scrie în istoria comunei pentru că a lăsat și ceva în urma lui. Deci a lăsat dicționarul de pe malul Someșului, care limbă este folosit și acum de Ungaria și de maghiar din România. Da, în spatele nostru vedem și școala despre care am spus, o școală acum frumoasă și mi-am amintesc că 4 sau 5 ani, dacă dăm în spate, era o școală la început de, cum să zic. Da, atunci era încă în lucrare, acum în final s-a terminat în 2016, tocmai când mi s-a terminat mie mandatul și trebuia să execut recepția, n-am mai apucat-o din cauza sfârșitul mandatului, a apucat doamna primar nou și este meritul ei, dar în esență a fost construit în timpul mandatului meu. Este o școală frumoasă, modernă și acum populată și una dintre cele mai moderne școli din județ. Deci nu. Ce mai capacitate are? În jur de, avem 10 săli mari, de 9 pe 6 și, bineînțeles, direcțiunea, sala profesorală și cred că este și o sală cu calculatoare. Deci e înzestrat capital. Este înzestrat capital cu încălzire centrală, cu apă și cu WC-ul modern, tot ce trebuie. Câți ani, dacă bine mi-am amintesc, câți ani v-ați până la urmă v-ați cheluit, că bateți la ușă, mi-am amintesc eu bine. Da, foarte mult am muncit, pentru că școala s-a apucat să se construiască chiar în criză și atunci s-au centralizat banii, numai investiția a pornit pe Ministerul Învățământului, pe urmă au terminat administrațiile publice și noi foarte greu am reușit cu programul PNDL, am primit banii final și așa am reușit să realizăm această lucrare. De care sunt mândru. Este o lucrare, chiar spuneam și acolo în birou, că este o lucrare care era de mult așteptată. Da, așa este, pentru că noi ne-am strufăcat acolo în câteva birouri, n-am avut loc, spațiu pentru fiecare compartiment. Acum a plecat școala și a intrat în această școală modernă, dar nu au rămas spațiile acolo și acum din grija doamnei primar, ea a modernizat și acum arată bine birourile și din Agri și sunt dotate. Elevii cum își desfășoară acum activitatea? În clase se păstrează absolut toate
regulile? Da, se păstrează toate regulile. Mă gândesc că ei au, pe timpul de pandemie, au un regim special și este respectat. Pentru că la nivel de învățământ se cere centralizat. Deocamdată nu avem nicio infecție și mergem pe zonă verde. Deci, va ferit. Deci ne-a ferit. Aici nu prea avem boli de COVID, îmbolnăviri COVID sau infecții de COVID, așa că suntem deocamdată sănătoși. Copiii, procedura de învățare se desfășoară în mod normal. Și la Ciuperceni aveți tot școală? Da, și la Ciuperceni avem o școală pe care eu am avut încă un plan de modernizare. Avem un studiu de fezabilitate pe care n-am reușit atunci să-l realizez, dar acum cu mandatul ăsta nou intenționez să depun iară pentru finanțare și să am și acolo o școală modernă și intenționez să fac școlile clasele 1-8, pentru că deocamdată există numai clase 1-4 și copiii trebuie să meargă la botiz, la livada, la satul mare, ca să poate urma cursul de 5-8 clase sau chiar și liceu. Dar de la Ciuperceni vin copiii și aici la Agriș? Nu vin copiii la Agriș, pentru că în Ciuperceni se învață pe limba română și aici este secția maghiară și pleacă la botiz, pleacă la livada, deci unde pe pot. Pe viitor acolo vreți pe viitor intenționez să facă o școală modernă de clasele 1-8 și să sper că nu o să mai ducă, dacă reușesc să asigur condiții, atunci o să rămână copiii. Și pentru că harul Dumnezeu, copiii avem, părinții au grijă de acest lucru și noi trebuie să ne pregătim ca să asigurăm o școală modernă. Cum e natalitatea la Agriș? Deocamdată este pozitivă. 10, 13, 11 copii nasc într-un an. Nu sunteți în scădere? Nu suntem în scădere, pentru că mortalitatea este mai puțin, dar nu în fiecare an. Este când sporul este cam 3, 4, 5, dar este când chiar mortalitatea este, depășește natalitatea. Depinde de situație. Deci eu vreau să spun că problema asta pandemiei nu ne afectează în mortalitate și mă bucur pentru acesta. Aud ce se întâmplă în țară, peste tot în România, este îmbolnăvire multă, infecție multă, dar noi parcă suntem feriți, dar trebuie să respectăm anumite condiții de viață, purtarea măștii și așa mai departe. Domnule primar, iată-ne aici la școală, pe un teren sintetic, dar un teren foarte bine, mă uit eu, aranjat. Da, mă bucur pentru această realizare. Nu este exact realizarea mea, este a fostei primărițe, dar este realizarea comunei și noi o să putem desfășura o activitate sportivă pentru copiii noștri. Eu am vrut să realizez un teren de sport, o sală de sport aici în locul acesteia, dar dacă așa e pasența acum, așa asta este, dar mai avem un spațiu acolo în spate și acolo, dacă intenționez să mai fac și această investiție, atunci putem realiza și acest lucru tot în curtea școlii. Dar totuși e un lucru foarte bun, pentru că copiii au acum unde să-și desfășoare activitatea sportivă. Da, așa este și mă bucur pentru aceasta și copiii se bucură, pentru că înainte exista curtea asta, dar era un teren amenajat, două porți acolo, dar condiția aceasta nu era asigurată. Acum se bucură copiii și vin și este și iluminat de noapte și pot să joace teren, fotbal și mai în timpul când se întunecă sau vine spre seară. Ori fotbal, ori basket, văd că sunt aranjate și coșurile alea acolo, mai practică și basketul. Da, așa este, pentru că am înțeles că avem și o echipă de basket și acum era necesar să se amenajeze și un teren de basket unde să desfășoară și dă și activitatea. Da, suntem pe ultima 100 de metri, domnule primar, a emisiunii și la finalul emisiunii v-aș întreba ce-și dorește primarul Sabo Elec, pentru că a revenit cu forțe noi.
Da, eu prima dată și în primul rând vreau să-i mulțumesc agrișenilor că m-au votat și au avut încredere în mine, că acum a avut ocazia agrișenii să măsoare ambii primari, ce au realizat și ce poate fiecare primar, și totuși am înțeles că eu am fost alegerea lor și am revenit cu forțe noi și cu proiecte noi și vreau să realizez în interesul acestei localități și acestei populații. Deci, un cuvânt așa pentru cetățenii din Agriș. Îi mulțumesc agrișenilor că m-au votat și vreau să-mi dau toată silința că hărnicia lor sau votul lor nu este în zadar și o să mă recompensez în fața lor și o să lucrez pentru bunăstarea lor. Da, domnule primar, nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru că ne-ați acordat iată această aproape oră și vă doresc mult, mult succes. Mulțumesc și eu vă mulțumesc că ați reușit să veniți și la noi și putem arăta încă niște realizări noi și o să vă mai invit, dacă când o să aveți ocazie să mai veniți pe la noi, veniți cu încredere și sperăm că o să avem și niște lucruri noi de atunci realizate și vă putem arăta și alea. Acestea au fost, stimați telespectatori de la Agriș, Gheorghe Munteanu vă mulțumește și nu uitați că emisiunile noastre și inclusiv emisiunea Puterea Exemplului puteți să o urmăriți și pe YouTube. La revedere!